Vreau ca președintele Federației Ruse să-și petreacă restul vieții într-o pivniță, spune Volodymyr Zelensky. Președintele Ucrainei sugerează că se apropie contraofensiva de primăvară. Pe de altă parte, în Rusia continuă ancheta în legătură cu asasinarea bloggerului pro-Kremlin, Vladlen Tatarski. În spațiul public au apărut noi imagini din cafeneaua unde s-a produs atentatul cu bombă, iar suspecta principală a fost dusă în fața instanței. Acesta e momentul în care Daria Trepova i-a oferit bloggerului Maxim Fomin, alias Vladen Tatarski, statueta încărcată cu explozibil. Я там был, я в 10 метрах сидел, я видел, как его разорвало на куски. Я видел это собственными глазами. Я упал, мы все оттуда бежали. Я все это видел, всех этих раненых, я помогал кому мог. Это было жестко, это было неправильно, это было нечестно. Câteva minute mai târziu, cafeneaua a sărit în aer. Он бюст этот вытащил, посмотрел на него, он был абсолютно не похож на Владлена. Это была какая-то пародия. Все посмеялись. Но после того, как он посмотрел, положил этот бюст обратно в коробку на столик возле себя с правой стороны, прошло минуты 4, максимум 5 до взрыва. La câteva ore de la explozie, autoritățile ruse au descins la locuința Dariei Trepova, care e prezentată acum drept o activistă a Fundației Anticorupție, creată de opozantul încarcerat Alexei Navalnyi. Pol 7-го stali stui stuki, sverhu grohot, to есть видно, что что-то происходит. Вот, я, у меня собака гавкнула, мы встали. Ну, непонятно, думаешь, какой-то семейный скандал или что-то в этом духе. Rapid, autoritățile ruse au dat publicității o înregistrare video din cursul interogatoriului. Au sărit imediat în ochi diferențele dintre înfățișarea femeii din cafenea și chipul celei arestate, care era dezorientată. Statueta a fost adusă de o femeie blondă cu părul lung, iar la interogatoriu apare o tânără roșcată și cu părul tăiat. O ipoteză este că, în orele scurse între explozie și arestare, Daria a încercat să-și schimbe înfățișarea. Unii se întreabă dacă știa de bomba ascunsă în sculptură. De altfel, a fost și ea în sala zguduită de explozie. A plecat de acolo cât de repede a putut, așa cum se observă în imaginile filmate la câteva minute după atentat. În altă ordine de idei, în mesajul transmis compatrioților noaptea trecută, Volodymyr Zelensky a dat de înțeles că se apropie ziua contraofensivei și se fac pregătiri intense în acest sens, cei mai importanți generali fiind deja pe linia frontului. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it and they have to know it that we will do it and they have time to go away or we will kill them. Pe de altă parte, noi imagini din satelit ale peninsulei Crimeei, realizate de Maxar Technologies, dezvăluie o rețea complexă de tranșee. Semn că Rusia a construit zeci de structuri defensive care se întind pe mai mulți kilometri. Pentru Putin, Crimeea este pur și simplu o vacă sacră. Dacă se întâmplă ceva, trupele vor fi trimise imediat la această linie de apărare, a declarat un analist militar rus citat de cotidianul The Washington Post.